Dragii mei, prin Harul Bunului Dumnezeu suntem foarte aproape de frontiera convențională a timpului și nu peste multe ore vom scrie anul 2023. Mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în viață, mulțumim Lui Dumnezeu că am ajuns în locul acesta și datorăm Harului Său. Nu toți oamenii care au vrut să vadă anul acesta au ajuns să-l vadă. Așa cum a spus Mântuitor, mulți au dorit să vadă, dar nu au văzut și... Spun lucrul acesta ca o expresie a recunoștinței și a mulțumirii față de Dumnezeu. Pe când eram în rugăciune și ceream bunului Dumnezeu lumină cu privire la ceea ce avem de învățat la acest capăt de drum și început de drum. Am, atenția mi-a fost îndreptată spre istoria aceasta a copilăriei noastre legată de vodă, cuza și moșie în Nu e nicio evanghelie lucrul acesta, dar este plin de evanghelie. Sigur că am, am mare bucurie și am totdeauna convingerea că discut cu oamenii ai lui Dumnezeu care vor continua să cultive grădina sufletului lor și Ceea ce astăzi învățăm este doar deschiderea unui câmp vizual către o parte a umblării noastre cu Dumnezeu, care adesea este trecută cu vederea. Și cuvântul acesta se adresează, în primul rând celor în suferință sufletească, a cei care anul acesta, într-un fel sau altul, au fost scuipați în obraz, asemenea lui Moșiu în roată, de către boier. Și centrul nostru nu este, temelia sau centrul cuvântului nostru nu este ce a făcut boierul, ci cum a răspuns Domnul la acest lucru. Aș vrea să mergem împreună în Ioan Matei, la capitolul 26, și să observăm aici că totdeauna răul și păcatul vor folosi bajocura și rușinea ca pe niște arme extrem de eficiente împotriva oricărui lucru bun și frumos care se săvârșește pe pământul acesta. Ne rugăm împreună pentru călăuzirea de plină a Duhului Dumnezeu. Te rugăm, Tată, așa cum ai promis și credem din toată inima, că ne vei conduce în tot adevărul prin Duhul Tău cel Bun și Sfânt. Ne închinăm, îți mulțumim și te binecuvântăm în veci. Amin. În momentul acesta asistăm la ungerea cu mir a capului și picioarelor lui Isus și la reacția ucenicilor la instigarea lui Iuda. Ce risipă! Ai arunca... risipă înseamnă să arunci ceva bun la gunoi, dar în cazul nostru gunoi era Isus. Și femeia aceasta a risipit mirul pe el. Orice cuvânt spunem noi sună într-un fel sau altul, dar zice ceva. Și locul acesta, îi găsește pe ucenici într-un cor de oameni care repetă, fără să proceseze, valorile lui Iuda. Pentru Iuda, Isus era un gunoi și el era totul. Am ascultat un studiu cum, de fapt, el era cel care manevra ucenicii într-o parte sau alta. Aceasta însă nu a transformat în niciun fel pe Isus. Așa că, în momentul în care această femeie varsă mirul pe capul și picioarele lui Isus, ca o expresie a credinței ei că acele cuvinte pe care le-a spus el, voi merge la Ierusalim, voi suferi din partea bătrânilor, voi fi crucificat și a treia zi voi învia, ca o expresie a acestor cuvinte, ea aduce mirul acesta, confirmă Isus și spune, ea m-a pregătit pentru mormântare, ea crede. Ei nu credeau lucrul acesta, nici nu înțelegeau nimic, pentru că mintea lor era plină cu planuri, cu alte planuri pentru pământul acesta. Și în, în confruntați, de fapt, expuși în necredința și patșucura lor, ei se îndreaptă către această femeie să distrugă sufletul ei prin rușinea și vinovăția și batjocura pe care le așează în spatele ei. Ce risipă! de lumea de foame, atâția săraci și tu risipești acest mir pe dânsul, pe, pe el. Mirul acesta se putea vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Puneți paranteze și ziceți acolo Iuda. El era care lua ce se punea în pungă și de asta a fost supărat de faptul că mirul a fost turnat acolo și nu la el, în buzunar. În momentul acesta, Iisus nu rămâne indiferent. El nu este niciodată indiferent față de omul care este înnecat în rușine, în vinovăție, în jucură. El întotdeauna stă alături de omul acesta, primește, ia lovitura în piept, aș spune, cu toată suferința acestui Mie mi-ați făcut lucrul acesta. Și aceasta nu e o vorbă simplă, ci este o acțiune a lui Dumnezeu. Când a auzit Isus, le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos, față de mine. Acesta a fost sărutul lui Isus pe fapta ei, de care și-au bătut joc și au insinuat uh, ucenicii sub influența lui Iuda. Acesta este sărutul lui Isus. Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Aceasta nu este risipă, este un lucru frumos și e declarat frumos nu de unul dintre ucenici sau de șoaptele celui din spate, ci este declarat lucru frumos de acela pe care chiar voi, ucenicii, l-ați numit, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acesta a fost sărutul lui. Care este mesajul acestui moment și acestor cuvinte? Mesajul este simplu. Acolo unde frații sau familia sau societatea sau însăși viața a nedreptățit, a înjosit sufletul tău acolo, chiar acolo, a sărutat Iisus. Aceasta este esența istoriei pe care o publică Ion Creangă, preotul Ion Creangă. În momentul în care întruchipează în vodă purtarea lui Dumnezeu cu noi. Știți bine... Povestea aceasta că Vodă îl întâmpină la Aiud undeva pe. Cu, moșion îl întâmpină pe Vodă undeva la Aiud. Vrea să vine cu o hârtie pe care a scris-o, dar Vodă spune nu, vreau să-mi spui personal. Adică spune-mi în rugăciune lucrul ăsta. Nu, 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 nu într-o petiție. Vreau să comunicăm, deschide sufletul, vreau să vorbim și văd ascultă povestea prigoanii pe care Moșion a suferit-o din cauza votului pe care el l-a dat pentru unire și atunci și boierul care era împotriva unirii pretinde una și alta și îl prigonește pe Moșion până la moarte. El suferă pierderi de tot felul moșion și îndură suferinți nenecesare și așa cum scrie în Biblie, m-a urât fără temei dar dintre ele cea mai grea și cea mai gravă a fost aceea în care boierul l-a scuipat în obraz în fața oamenilor. L-a scuipat în obrazul pe care Moșion nu avea bani, nu avea avere sau putere sau faimă, dar avea obraz. Și pentru că răul știe totdeauna unde să scuipe, l-a scuipat pe moșion în obraz. Lucrul acesta i-a rănit, nu i-a rănit obrazul, bineînțeles. Ați văzut copiii cum se șterg după ce l a sărutat când el nu vrea, ei se șterge. Și lucrul ăsta este un lucru simplu. Însă i-a rănit sufletul până la sânge. Nu putea fi lovit într-un loc mai dureros decât acesta. Și aceste, aceste lucruri le povestește el lui Vodă. Văd, ascultă și scoate două fișicuri cu Napoleon, spune Creang acolo, cu monede de aur, avea o valoare extraordinară, și îi le dă lui Moșion și spune: Uite, îngrijește-ți, ține moșioane acest mic dar de la mine și întâmpine ți nevoia de azi pe mâine, cum te-a lumina cel de sus. Răspunde la acest lucru. Acum, Moșion nu este. E inconștient de valoarea acestui dar, dar nu aceasta este durerea sufletului lui. El știe să trăiască și cu mult și cu puțin. Durerea sufletului lui este rușinea pe care i-a produs-o Boerul, a produs l-a scuipat în obrazul lui cel bun și frumos, care nu avea nicio pată pe el, din, după, după mărturia oamenilor. Tocmai aceasta era durerea lui și. Sigur, Moșion, mulțumește din suflet lui uh, Vodă Cuza, dar uh, nu e totul, Îl întreabă pe Vodă pe Vodă Cuza, uh, sau Maria ta, uh, a observat marea problema, mea. marea problema mea nu este cea economică, mulțumesc din suflet, este cea sufletească. Cu rușinea ce mi-a făcut, cum rămâne Maria ta? Întreabă Moșion. Acum vă rog să urmăriți câteva elemente cu care ne întâlnim aici. Biblia ne îndeamnă a, totdeauna să avem în vedere, să ațintim privirea la Dumnezeu, ce face El într-o astfel de situație. De obicei, noi ne ocupăm cu lucrurile acestea orizontale, superficiale, mă scuipat boierul în indiferent ce, ce s-a întâmplat în viața noastră, o nedreptate, o... Uh, uh, un, un lucru care a rănit sufletul și așa mai departe uh, și pierdem din vedere esențialul. Punctul cel mai însemnat este nu ce a făcut boierul, ci cum a răspuns Domnul la așa ceva. Nu este ce ai suferit sau prin ce ai trecut anul acesta, ci este care e răspunsul lui Dumnezeu. Acesta este punctul central. Cum rămâne cu rușinea care mi-a făcut-o Maria Mariata? Și vodă cuza îi spune, cu rușine, ia că așa rămâne moșioane, zice cuza vodă, sărutându-l pe un obraz și pe altul, în fața mulțimii adunate acolo. Dute și spune sătenilor dumitale moșioane că pe, că pe unde te-a scuipat boierul te-a sărutat domnitorul țării și, și ți-a șters rușinea. Sigur lectura aceasta care a circulat și circulă în poporul nostru a produs multe suflete înalte care au învățat din în această lecție cum răspunde Dumnezeu, a urmat pilda lui Dumnezeu. Omul firesc și pământesc se ocupă de lucrurile fire și pământești. Dacă erai tu sau eu vodă, probabil că primul lucru pe care îl făceam ne ducea să prindem boierul și să-l scuipăm și noi în obraz, cum a făcut el, sau să facem ceva și mult mai rău. Nu, domnul nu se ocupă cu lucrul acesta. El vrea să scape și pe moșion, vrea să scape și pe boier. Acesta este domnul. Atunci el găsește calea aceasta dumnezească o imagine cum nu se poate mai mișcătoare a răspunsului lui Dumnezeu față de suferințele tale, oricare ar fi ele, sufletești sau fizice sau economice sau de, de, de reputație sau de, de justiție, indiferent care ar fi natura acestor suferinți, răspunsul lui Dumnezeu este de așa natură încât el va încerca, atenta să scape și agresorul și victima. Lui Moșion îi răspunde vodă în cuvintele acestea cu privire la boier. Iar pe boier lasă-l în judecata lui Dumnezeu, căci el nu bate cu ciomagul. Îi spune Moșion, deși omul firesc ar vrea să bată cu ciomagul, ce i s-a zis ar vrea să zică înapoi, să întoarcă rău pentru rău, dar mult mai rău pentru, pentru rău și uh, Dumnezeu este însă nu. Pe boier lasă-l în judecata lui Dumnezeu. De aceea spune Sfânta Scriptură, a mea este răzbunarea, nu, niciodată nu trebuie să se ridice în sufletul nostru vreun gând de răzbunare. Va veni o situație în care Dumnezeu îți va da prilejul să faci bine celui ce te urăște, să te rogi pentru cel ce te prigonește, să binecuvânti pe cel ce te blestemă. Nu poți să faci aceste lucruri dacă ai în suflet ideea de răzbunare, dacă ai așa ceva. Și ideea de răzbunare este ceva demonic. Răzbunarea aparține exclusiv lui Dumnezeu. A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, spune domnul. Nu tu, nu trebuie să tu însuți să-ți faci dreptate cu boierul. Lasă-l lucreze Dumnezeu, are căile lui. Nu pot să-mi imaginez care a fost răspunsul boierului când a auzit așa ceva, dar ar fi fost bine dacă ar fi fost cuprins de o rușine atât de adâncă, pe cât de adâncă a fost rușinea lui Moșion când a fost spuipată în ombras. Mă gândesc că lui ar fi trebuit să-i fie rușine de Dumnezeu, mă gândesc că ar fi trebuit să vină înapoi la Moșion să-și ceară iertare, să ceară iertare la tot satul pentru ce a făcut, să îndrepte relele acestea. Era, aceasta era ocazia lui. Nu știu dacă a făcut așa ceva. Istoria nu consemnează. Dar dacă n-a făcut lucrul acesta, a pierdut prilejul. A plecat în pământ, că el a murit și el, după oricât de boier, a fost mai repede ca moșion. A plecat în pământ încărcat cu răul acesta, nu, pe care, aș vrea să înțelegem bine aici, răul a fost nu când a scuipat pe moșii o roată în obraz, noi am făcut fapta asta între noi, ca oameni, de multe ori, sub impulsul firii noastre pământești, am spus cuvinte, lucruri care n ar fi trebuit spuse. Nu atunci s-a produs răul, ci atunci când Domnul i-a oferit ocazia pocăinței și probabil că nu a folosit-o, aceasta ar fi. Tânărul bogat n-a păcătuit când și-a adunat averi și puteri și faimă, ci atunci când a respins chemarea Domnului Isus. Du-te și fă și tu la fel. vină după mine. Acesta, mesajul lui Vodă către Boier a fost, du-te și fă și tu la fel. Sigur că lucrul acesta s-a petrecut tot public, așa cum se întâmplase și partea cealaltă. Iubitii mei, în episodul pe care l-am citit la început, Isus sărută fapta acestei femei, spunând: El a făcut un lucru frumos pentru mine. Marea întrebare este: cine este Isus pentru tine? pentru unii oameni, dacă i-ar fi sărutat vodă acolo unde i-a scuipat boierul, n-ar fi fost de ajuns. Ei sunt însetați de sânge. Ei vor să vadă răzbunare, neștiind că, de fapt, ei se răzbună împotriva sufletului lor și măresc răul care a fost făcut. Când Dumnezeu a zis o vorbă, trebuie să stai cu minte, pentru că El știe ce vorbește, El știe ce e după colț și când ți-a spus nu te răzbuna, Ți-a spus aceasta ca să te păzească pe tine, fiindcă prin a te răzbuna, tu devii mai rău decât răul care ți-a fost ție făcut. Am convingerea adânca faptului că această femeie care a fost batjocorită și înjosită de ucenicii Domnului, influențați de Iuda, această femeie a pus valoare pe cuvintele Domnului Isus Hristos și am încredere că și tu vei pune valoare pe sărutul lui Dumnezeu la această frontieră în timp, la trecerea dintre anii 2022 în 2023. vei pune, vei pune preț pe faptul că Dumnezeu este Cel care ridică rușinea aceasta, așa cum, cum i-a spus Vodă, cuza lui Moșun. Dute și spune dumitale oamenilor că unde te-a sărutat domnitorul țării s-a șters rușinea. Acest lucru dute și spune. Dacă prețuim cu adevărat Lucrul acesta și anume harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, El, însăși credința aceasta și primirea mângâierii și sărutului lui Dumnezeu asupra suferințelor noastre, dacă primim lucrul acesta, vom fi eliberați. Intrăm niște oameni liberi. Dacă nu, vom purta cu noi, chiar peste timpul acesta, vom duce cu noi răzbunări, vechi răutăți, toate această această cumplită și toxică grămadă de gunoi o vom duce în sufletul nostru și știți că acidul corodează vasul în care stă sau conducta prin care curge până acolo că distruge dacă însă vom păstra unde lemnul sfânt și frumos mirositor al bunătății lui Dumnezeu față de noi, dacă lucrul ăsta o să conteze cel mai mult pentru noi atunci vom intra niște oameni liberi și fericiți, vom păstra mireasma aceasta în ființa noastră și nu miasmele răului suferit în anul care a trecut. Problema intervine într-o situație în care, asemenea lui Iov, avem impresia că Domnul face așa ceva. Avem impresia că nu boierul, ci Domnul ne-a scuipat în obraz. Pentru moment s-a clătinat, eu v-a zis, dacă nu el, cine face așa ceva? Și... Adică el care a văzut și știe toate lucrurile, care spune niciun fir de păr nu cade și el care a spus lui Laban să nu cumva să spui o vorbă rea lui Iacov, nu putea să spună lucrul ăsta și în dreptul meu și... Ia, sigur că putea, absolut, Sigur că putea, dar nu a făcut-o și personal nici n-aș fi dorit să facă lucrul acesta dacă el nu l-a făcut. Este o băutură amară, dar vine de la Dumnezeu și are rostul lui. Nimeni nu întreabă ce gust are un medicament, ci ce putere are de vindecare asupra bolii și suferinței noastre. Cuvintele: ea a făcut un lucru frumos cuvintele te iubesc o iubire veșnică. Cuvintele acestea sunt adevăruri care rămân. După ce orice fel de batjocură sau înjosire, împreună cu batjocoritorul, nu mai există. Acestea rămân. În cuvântul lui Dumnezeu ne este întotdeauna adresat apelul uite-te la Dumnezeu. Ține în sufletul tău cuvintele lui Dumnezeu. Nu uita ce a spus El despre tine. Și dacă lucrul acesta se împlinește, atunci noi ajungem să, să fim binecuvântați chiar în clipa plecării noastre de pe Pământul acesta. Și acolo se vede diferența. Nu de mult timp am stat, am fost într-o astfel de situație și... În timp ce ascultam numărătoarea inversă am auzit cuvinte de răzbunare, de răutate, de acuzare, de jocură. dar tu nu auzi că e tic-tac, tic-tac să termină. uite mai este puțin, una, două se aude vestea, -ă, nu, nu, nu se aude nimic, aceeași explozie de răutate până în ultima clipă. Nu era niciun cuvânt de har acolo sau de acesta care a spus Isus, ea a făcut un lucru frumos față de mine. De ce spun acest lucru? Pentru că a cultiva acest spirit nu este o ocupație sezonieră sau ocazională, ci este ceva care impactează natura noastră și care se manifestă până în ultima clipă, până la ultima suflare a vieții noastre. Dacă învățăm de la Domnul nostru Isus Hristos. Să privim dincolo de gest, să privim la intenție, să privim la dorință, să privim la cauza lucrurilor, nu la manifestarea lor exterioară. Dacă învățăm de la el lucrul acesta, vom găsi ceva frumos, binecuvântat și adevărat, tot ce e frumos, tot ce e nobil, tot ce e vrednic de iubit, aceea să vă însuflețească. Vom găsi în toate aceste împrejurări un astfel de aspect. Dar, Vom găsi aspectul acesta, în primul rând, în dreptul nostru. V Ați gândit vreodată care a fost starea sufletească a Mariei, sora lui Moise, în timpul celor șapte zile care a fost, în, în care a fost pusă în închisoare aceea în afara taberei? Ea care era uh, omului Dumnezeu și a fost instrumentul lui Dumnezeu, în a salvat pe Moise și datorită ei... Exodul este legat de Moise, dar dacă Maria nu scăpa pe Moise, n-am fi avut niciodată un Moise sau un Exod. Ar fi fost o cu totul altă poveste. Dar gândiți-vă la clipa aceasta în care ea este pusă șapte zile alături și textul la care se face referire de multe ori, cel din numerii 12 cu 14, aplică acest lucru tocmai la la reacția sau răspunsul nostru într-o astfel de situație. Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de șapte zile? Aceasta era gândirea poporului. Dumnezeu întâmpine acolo unde erau. Să fie închisă, deci, șapte zile afară din tabără, dar de ce să fie închisă? Păi, trebuie să fie închisă în locul acela, pentru ca Domnul să-i spună, ai făcut o faptă frumoasă în viața ta față de mine. Dumnezeu să-i vindece sufletul rănit și murdărit de purtare ei și a fratelui ei, Aron, în planul lui Dumnezeu. De aceea a fost închisă afară din tabără șapte zile. Dumnezeu nu izolează pe cineva sau nu îngăduie suferință fără rost. el nu ne căjește pe nimeni cu plăcere. El nu îngăduie o suferință fără rost, este o suferință spre vindecare. După aceea să fie primită în tabără, adică primită însemna restaurată. Acesta este planul lui Dumnezeu cu noi la frontiera aceasta dintre ani. Să prețuim, dar dragostea lui Dumnezeu arătată nouă, să prețuim cu ajutorul lui Dumnezeu descoperirea acestei bunătăți în Sfintele Scripturi și prin Cuvântul Lui și în același timp să nu uităm niciodată că noi cei care ne văietăm de una de alta că uh, am -a, uh, e nedrept mi s-a făcut lucrul acesta și uh, suferim într-un fel sau altul să nu uităm lucrul acesta. Că noi suntem aceia despre care scrie în Biblie că au scuipat în obraz pe Isus. Adică este nedrept să protestez împotriva unor lucruri mărunte care s-au făcut împotriva mea, în timp ce eu însumi sunt în spatele unui lucru așa de grav. Și trebuie să nu uităm că, prin purtarea și viața noastră, fie vom face oamenii să onoreze pe Dumnezeu, fie vom dezonora pe Dumnezeu în fața oamenilor. Cuvântul acesta apasă greu asupra sufletelor noastre. Din pricina voastră, spune Domnul, numele meu este hulit între neamuri. Sau altora, le spune Bunul Dumnezeu, oamenii văzând viața voastră sau faptele voastre bune, slăvesc pe Dumnezeu din ceruri. A fost un studiu care s-a făcut recent asupra filmului acestuia al eliberării evreilor sau al păstrării evreilor Schindler's List, al păstrării lor în viață în timpul acesta și a fost întrebați mulți oameni cu cine te identifici din filmul acesta. Majoritatea covârșitoare, dacă nu fără excepție, s-a identificat cu Schindler, cu cel care a scăpat pe cei care erau în suferință. Acum, în cuvântul lui Dumnezeu și noi și eu și tu ne identificăm cu cineva. Să ne identificăm totdeauna cu cel care a spus, ai făcut un lucru frumos, uite ce este frumos aici față de mine. Să ne identificăm cu acela care a sărutat dezonoarea, Dați jocura, pierderea, nedreptatea și le-a făcut frumoase, că el face orice lucru frumos. Orice lucru, inclusiv acesta, observați ce frumusețe a făcut din el, vodă cuza. Dar lucrul acesta este o palidă ilustrație a ceea ce face Mântuitorul în viața mea și în viața ta. Dumnezeu să ne ajute totdeauna și în mod special acum la trecerea dintre ani, ca privirea noastră și urechea noastră să fie îndreptate, ațintite spre El, să fim acordați pe frecvența cerului și să păstrăm în sufletul nostru ce a zis El despre noi. Această rugăciunea noastră, Tată, pentru sufletul nostru, fă să luăm cu noi din anul acesta glasul lui Dumnezeu. Ce ai spus tu pe trecerea acestui an în dreptul sufletului nostru? Să luăm cu noi vindecarea pe care tu însuți, Doamne, ai adus-o prin cuvântul tău și să ne ajuți ca anul în care intrăm să ne găsească și pe noi de partea ta în a lucra cu cei care suferă, sunt înjosiți, bat jocoriți, nedreptățiți, să ne ajuți întotdeauna, Doamne, prin noi, sufletul lor să fie vindecat. Îți mulțumim pentru această înaltă favoare, ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.